oamenii fac uneori niște confuzii, pierderile acestea de energie. Practic, noi la naștere, ni se dă este butoiul cu energie pe care noi trebuie să-l gestionăm. În momentul în care, normal, tu consumi foarte multă energie cu anumite lucruri care nu-ți sunt necesare, tu-ți consumi din energia care ți s-a dat la naștere. Dar sunt lucruri pe care noi nu le considerăm a fi o problemă neapărat, dar care sunt o mare problemă la nivel spiritual. Spre exemplu, gândurile inutile. Gândurile inutile te epuizează energetic, chiar dacă nu ne dăm seama. Exact cum spuneați mai devreme, bârfele. Îți scurtează din acest câmp energetic. Concret, noi nu vedem, dar asta nu înseamnă că lucrurile nu se întâmplă. Sau faptul că sunt anumite persoane foarte influențabile. Iarăși este o epuizare energetică, pentru că în momentul acela tu faci niște lucruri în care tu nu crezi. Corect. Și îți iei energia propriului organism încercând să te convingi de niște lucruri în care tu nu crezi, deci ele nu vin în firescul lor. Și multe alte lucruri care sunt foarte greu de reperat ca fiind greșeli, dar sunt. Adică eu cred că o corectă informare asupra greșelilor reale pe care le putem face ne-ar putea scuti de foarte multă suferință. Pentru că nu sunt numai câteva păcate, câteva greșeli, să omori, să furi, să minți și să înșeli. Nu sunt numai acestea, sunt multe. Și din păcate este foarte greu să-ți dai seama și de lucrurile mai puțin, care par mai puțin grave. Exact. De asta eu spuneam că este bine că atunci când un pacient vine la un terapeut, terapia lui să se facă complet, adică îl și ajut să se vindece pe boala care o are, dar și faci cu el psihanaliză. Deci nu înseamnă că ești nebun și că te duci acolo ca să te pună pe picioare. Psihanaliza e pentru oamenii sănătoși, deci va trebui să înțeleagă cum se comportă, ce lucruri face împotriva lui, ce ar trebui să facă, dacă greșește, unde greșește, ce ar trebui să schimbe. Și de-abia după ce el înțelege exact care este drumul lui, destinul lui, de-abia atunci are toate șansele ca el să se vindece cu adevărat. Altfel se va vindeca într-o parte și se va îmbolnăvi pe de altă parte. Se mută, dintr-o parte în alta. Și mai este o problemă în momentul în care face atâta timp aceeași greșeală. Spre exemplu, sunt oameni care s-au învățat să fie foarte cârcotași. Ei critică pe toată lumea, indiferent. Chiar dacă este adevărat, este adevărat. Este adevărat. Dar este un lucru care te epuizează energetic. Și problema este că te obișnuiești cu acest mecanism și nici măcar nu ți se mai pare anormal. Deci atât de mult persiști într-o greșeală, încât deja te-ai uniformizat cu ea și nici măcar nu mai percep ca fiind o greșeală. E adevărat, problema este însă că acești oameni sunt profund nefericiți. Deci ei văd numai lucrurile urâte în ceilalți. Ce care critică. Exact, da. Văd numai lucrurile urâte în ceilalți și ajung să trăiască cu această otravă chiar în ei. Le și transmit celorlalți, automat vine și feedback-ul tot negativ, pentru că omul simte ce gândești. Problema este următoarea. Dacă tu ești un om echilibrat, poate să vină să te critique cât vrea oricine, când te interesează. Este bine pentru tine să-ți faci un examen, pentru tine să vezi. Este adevărat sau nu este adevărat, am de rezolvat ceva, am de îndreptat ceva, da sau nu, și în rest tu-ți vezi de treabă. De obicei, cel care critică este cel care se încarcă negativ și afectat. Se trezește la un moment dat când pufnește și trăznește și viața e foarte urâtă pentru el. Pe celălalt pe care el l-a criticat, s-ar putea să nu-l atingă dacă omul este echilibrat. Fiecare trebuie să aibă grijă de ce face și ce gândește, cam așa ceva. Și o grijă exagerată, iarăși poate să aducă o perturbare în câmpul energetic. Obsesiile sunt întotdeauna negative. Deci când te obsedează ceva, indiferent de ce fel de obsesie este, automat lucrurile n-au cum să fie bune, pentru că este un exces. Un exces niciodată nu duce la ceva bun. Nu are cum să ducă, decât la un dezechilibru. Un dezechilibru automat creează numai boli, probleme și așa mai departe. Deci este absolut normal. Deci acest reglaj al câmpului nostru energetic se poate face foarte simplu printr-o identificare corectă până la urma greșelilor sau unui mod de gândire deficitar și prin acționarea într-o direcție benefică, într-o direcție constructivă. Nu este chiar atât de simplu cum s-ar putea faci această echilibrare, pentru că, după cum vorbeam, e foarte greu să ne dăm seama exact unde greșim. Sunt foarte multe raze din acestea fine. Da, hai să mergem așa, pe terapia gânduri bune, fapte bune, să încercăm să nu facem niciodată celorlalți ce nu ne-ar place nici nouă să ni se facă și să încercăm să ne fie bine în permanență, fără să ne fie altora rău. Deci nu să călcăm pe alții, nu să-i
deranjăm pe alții, nu să intrăm, să-i tulburăm pe alții, dar să ne fie nouă, să ne protejăm, să ne echilibrăm, să ne apărăm de agresiunile celor din jur. Atâta tot. Cea mai benefică culoare, dacă este, spre exemplu, un călugăr sau cineva cu o spiritualitate extraordinară, ce culoare au? Deci majoritatea, culoarea majoritară e în general alb strălucitor la călugări. Eu am constatat că acest alb strălucitor apare și la unii dintre preoții noștri, nu la toți. Dar e foarte interesant că în momentul în care intri într-o biserică și un părinte ține o predică, atunci când închizi ochii, dacă preotul acela este cu har și cu dar, în loc să vezi negru, închizi ochii, vezi negru, da? Ei, în loc să vezi negru, vezi alb strălucitor. Iar de la el vine ca și cum ai fi la mare și briza, alurile sau briza. Și e ceva călduț așa care vine și se întoarce, vine este și se energia. Întoarce. Energia care, da. Și în urma rugăciunii se schimbă culoarea aurei noastre? Întotdeauna. Întotdeauna. Deci orice tip de rugăciune ne ridică vibrația. Și atunci aura devine mai frumoasă, mai strălucitoare. Culorile strălucitoare, asta înseamnă ridicare vibrațională. Spuneam chiar de tatăl nostru, de această rugăciune, că ea în mod deosebit, în mod excepțional, până la pâinea noastră, cea bine, nouă, pâinea noastră cea de toate zilele, deja echilibrează toate chakrele. Iar de acolo, până la finalul rugăciunii, este o verificare a echilibrării. Deci, fără niciun fel de exagerare, doar simpla rostire a acestei rugăciuni, Tatăl nostru, te armonizează. Da. Am înțeles, deci nu este deloc greu să ne armonizăm aura. Sunt exerciții destul de simple și o foarte puternică introspecție. Noi vă mulțumim foarte mult. Mulțumesc și eu, mi-a făcut mare plăcere. Cu mare drag, iar pe dumneavoastră vă așteptăm și sâmbăta următoare. Până atunci alege să nu te pierzi și privește lumea detașându-te de ea. O săptămână minunată. La revedere!